Zi grea pentru Gheorghe Ștefan, primarul din Piatra Neamț. Ore lungi a fost nevoit să participe la alegerile județene ale PDL Bacău. Edilul a țipit de câteva ori, a căscat de mai multe ori și chiar și-a înjurat pe sub mustăți un coleg de partid. Puțin i-a păsat că premierul era chiar lângă el. Oricum, Emil Boc era preocupat cu internetul. Dar e o lene, lene, e o lene de mătoare. Cineva s-a împiedicat de un cablu și l-a scos din priză pe Gheorghe Ștefan. Pot să juri că Pinalti și-a închis sistemul și a intrat în stand-by. În dreapta lui, la doar câțiva metri, se află Emil Boc. Premierul e prea absorbit de iPad încât să observe ceva. Pinalti n-are iPad, așa că se uită pe pereți. Se uită la cer și pare să-l roage pe cel de sus să-l teleporteze pe o plajă din Tenerife. Din păcate, se trezește tot în aceeași sală din Bacău, cu sute de politicieni cu eșarfe portocalii. Și cum nu era de ajuns, mai trebuie să-și aplaude. Iar când vorbitorul de pe scenă începe să se bâlbâie, lui Gheorghe Ștefan îi scapă și lui o bâlbă. Sper că n-am uitat niciun nou. Nu e uitat, nu vă faceți probleme. Nici o emoție din acest punct de vedere. Iar ședința nu se mai termină. Pinalti se ia cu mâinile de cap și până la urmă pleacă. Credea că este singurul care se plictisește. S-a înșelat. Ministrul Agriculturii, Valeriu Tabără, numără și el oi, undeva în spatele lui Boc.